Demonstrațiile antisemite în desfășurare în Republica Dagestan și în alte părți din Caucazul de Nord evidențiază tensiuni interetnice și interreligioase sporite în Rusia. Sute de demonstranți din Dagestan au pătruns în aeroportul Makhalechka și au blocat pista încercând să se îmbarce într-un avion care sosea din Israel în data de 29 octombrie seara, după ce au circulat zvonuri că autoritățile ruse plănuiau să reinstaleze refugiați israeleni în Dagestan și în alte părți ale Caucazului de Nord. Sute de demonstranți s-au adunat la un hotel din Hazavyut, Dagestan, în seara zilei de 28 octombrie pentru a căuta suspecți refugiați israelieni pe baza unor zvonuri similare. Șeful Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, FSB, Alexander Bortnikov, și șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, Alexander Brastrikin, ar putea încerca să valorifice tensiunile etnoreligioase sporite din Rusia pentru a-și recâștiga favoarea președintelui rus Vladimir Putin. Blogeri militari ruși au observat că oficialii ruși nu au reușit să pună în aplicare politicile lui Putin din 2012, care stimulează migrația în Rusia pentru a rezolva problemele demografice ale Rusiei. Blogerii militari s-au plâns că politicile lui Putin, deși bine intenționate și corecte, nu au reușit să crească natalitatea sau să reducă rata mortalității la nivelurile necesare și nu au reușit să integreze corespunzător migranții în societatea și identitatea rusă. Ziua 614 a războiului din Ucraina. Blogeri militari ruși au susținut pe 29 octombrie că comandantul forțelor aeroportate VDV, generalul colonel Mihail Teplinski, l-a înlocuit pe generalul colonel Oleg Makarevici în calitate de comandant al grupării de forțe ruse Dnepr, care operează în direcția Herson. Ministerul rus al apărării nu a comunicat date despre demiterea lui Makarevici la momentul publicării acestui film, și este puțin probabil să facă acest lucru, având în vedere tendința sa de a ascunde în mod regulat schimbările importante ale comandamentelor militare. Demiterea raportată a lui Makarevici indică faptul că Kremlinul sau comandamentul militar rus ar putea fi suficient de îngrijorați și sceptici cu privire la capacitatea lor de a respinge operațiunile terestre ucrainene mai mari decât de obicei din estul malul stâng al regiunii Herson. Blogeri militari afiliați Kremlinului au susținut că un mic cap de pod ucrainean din Crânchi, o așezare pe malul de est al regiunii Herson, a declanșat probabil înlăturarea lui Makarevici. Alți blogeri ruși au reiterat teorii similare, susținând că neglijența lui Makarevici și lipsa extremă de inițiativă de comandă au permis debarcări repetate ucrainene pe malul de est al oblastului Herson. Un blogger militar rus a susținut că capetele de pod ucrainene de pe malul de est al oblastului Herson creează un precedent periculos și că forțele ruse aflate sub comanda lui Makarevici nu au putut să contracareze și să răspundă în mod adecvat amenințărilor ucrainene. Forțele ucrainene au avansat lângă Bahmut pe fondul operațiunilor ofensive continue lângă Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie pe 29 octombrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 29 octombrie indică faptul că forțele ucrainene au înaintat peste linia de cale ferată la sud de Andriivka, 10 km sud-vest de Bahmut, iar statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile de asalt la sud de Bahmut și au continuat operațiunile ofensive în direcția Melitopol. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Un important blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene au stabilit controlul asupra unor poziții în direcția Zaporojie în ultima săptămână. New York Times a raportat că oficialii americani vor trimite Ucrainei sisteme hibride de apărare aeriană în toamna anului 2023.
New York Times a citat oficiali americani vorbind despre așa numitele sisteme Franken-SAM, care îmbină rachete avansate de apărare aeriană occidentală cu lansatoare sovietice modificate sau alte lansatoare de rachete pe care Ucraina le deține deja. Combinațiile Franken-SAM includ lansatoare Buick sovietice modificate și rachete americane Sea Sparrow, radare din epoca sovietică și rachete americane Sidewinder și sisteme Hawk din perioada Războiului Rece. New York Times a raportat că SUA testează o combinație Franken-SAM de pe o rachetă Patriot și un sistem radar produs intern de Ucraina. Adjunctul secretarului adjunct al apărării al SUA pentru politica a Rusiei, Ucraina și Eurasia, Laura Cooper a declarat că Franken-SAM contribuie la completarea lacunelor critice în apărarea antierană ucraineană. Deci ucrainenii se pregătesc temeinic pentru loviturile de toamnă și de iarnă ale rușilor. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt create a Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!